Doamna Tatiana, bine v-am găsit. Mulțumesc că ați acceptat să povestiți povestea dumneavoastră de viață. E o poveste tristă, într-adevăr. De ceva timp luptați cu cancerul, însă ați aflat nu de mult. Vreau să vă întreb, cum au pornit problemele de sănătate la dumneavoastră? De de mult. De de mult, dar din cauza banului, lasam așa, au streac, au streac. Dar când prima dată ați ajuns la spital? În cu patru ani în urmă, fata era la școală pe drum, brusc, brusc, mi era foarte rău, nu știam cum să rezist, cum să fac față în fața copilului. I-am spus că mă duc pe la punctul medical, m-am și bătut bine. Am ajuns la spital, atunci nu făcut prima dată, mă curățat. Dar de ce v dus la spital? Aveați scurgeri? Da, sau de aveam ce? Scurgere mare. s și tot așa. Am, mergem, mergem și cădem în... Că... Vă pierdeți cunoștința? Da, 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 Când ați ajuns prima dată la spitalul din Domnușeni, probabil. Da, da. Ce v au spus medicii acolo? Mă, au făcut primul ajutor medical, m-au curățat, ne-au luat la biopsie, m-au luat la gestologie. Și eu propus soțului o operație că să să-mi facă. Că ei nu înțeleg că sunt mulți și au zis acolo și ei nu înțeleg și acolo. Dar ei trebuie discurs acolo tot că, ca să fie înspre bine. Dumneavoastră până la asta ați mai avut și alte operații? Da, da. Și v-au făcut... Da. Azi... Au Întâi fă au făcut până a și ei până m-au curățit, au făcut întâi o ziua. Ați trecut în, aparatul. Da, aparatul. Înuntru și, da, ultrasmografie. Uh -huh. Și de acolo au spus că urgent trebuiește. Și soțul au spus că nu. Nu. De ce ați refuzat? O zis că e la risc, că e pe stânc, că e la, lângă sistemul nervos și un ne mult. Dar ce v zis atunci? De ce? E miu omă și e uh -huh. Și e infectat lângă, lângă ovar, se vede ceva și ei nu înțeleg. Dar nu m-a niciodată mai departe. Atunci cât ați stat în spital? Prima dată când ați ajuns. Zece zile. Zece zile Și starea dumneavoastră Era totul bine? Da. Am făcut totul bine, am venit acasă. Atunci am stat, chiar am la birjă și da. aveam poliță. Și am stat așa cum trebuie. trebuit. mi -o dat medicamente, totul, totul a fost Adică erați asigurată medical da. și cumva ați fost da. tratată de către da. spital. Da, da. da. Dar a doilea oară, gata, când am căzut, n-am făcut nimic. M-am numai 10 minute până ne-a venit după narcoz și m-a trimis acasă. mi a spus că ea ca faia asta de 1000 și ceva de lei și mie trebuie să-mi dă încă 1000 de lei, că v-am făcut că ești fără poliță de sigurare și îmi trebuie o 2500. Soțul a spus, nu am, nu am, crede-mă că n-am. Și-a lucrat la domnul Chira, la Alexei la un chirurg din Dondușeni, domnul a spus medicul că eu o să achet totul și medicamentele tot. Și au lucrat la medicul din Dondușeni și au achitat totul. Eu înțeleg bine soțul dumneavoastră, nu aveți bani cu și achita? Da. Procedura care vi s a făcut da. și ați da. fost primit în spital? Da. Și soțul dumneavoastră a muncit la un chirurg? Da, da. Ca să achite, să răsplătească, tot. da. să răsplătească totul asta. Și a stat numai 10 minute când s-a făcut procedura da, asta? Până ne-a venit în șerie... Dar de ce nu a stat mai mult, doamna Tatiana? N-aveți poliță de asigurare da, medicală? Da. Noi n-am avut poliță de asigurare și n-am avut și ochii de Și nu v nimic. primit? Nu. Atunci ce v-au spus medicii? Tot așa ne-au ne propus. Ne-au propus operație. Au zis că strângeați bani, au zis că e spre folosul ei. Și n ați fost operată că n-aveți bani? Nu. Deloc. Ați venit acasă. Da. Care era starea dumneavoastră? Încă cum? S-a făcut mai bine. Primeați tratament? Da. Am făcut totul, am cumpărat medic, medicamente, picurători, am cumpărat, am făcut la un punct medical și aici adam la acasă, dam. iar tot așa. A treia oară, noi ne găteam să începem și hotare. Și zic, hai să grămadim copiii să aibă ului, adem de pe deal să grămădim tot asta. Să facem curățenie, asta era toamna, pe septembrie. Nu înspre octombrie, la sfârșitul uh -huh. septembrie. Și iar, tot așa Și mă luat -am la Ienis, că aici s-a desfințat totul ăsta. Domnul Foșa, o zis că tu ai avut nu de mult, tu n-ai încă trei luni. Noi n avem drept să-ți facem așa ceva pe un narcoz. Rabdă pe la 11 de noapte ne-au făcut pe jiu m pe jiu. Fără anestezie? Fără anestezie, că ea nu a avut dreptul. Dar cum a fost așa posibil? Că a fost una lângă alta, încă n-am avut trei luni și ea nu, nici nu avea să dovdească. La mine, pește măsuri, sunt și pot scurge și eu chicam, -am, fără cunoștință. Și au zis că noi nici așa, nici așa. Și dam soțul o căutat și o cumpărat donari la etniță, când ne-au trebuit șase donari. Și fiecare donar, ca să-i duci cu mașina, ca să-i aduci și atunci au cheltuit 4000 da, 4.000 de lei plătit. Când i a trebuit foarte mult de ăștia. Și am, am achitat patul, chiar n-am avut poliță de asigurare, am, am achitat totul. Biopsie 750, cu soțul cu donare, patul, totul acutăm și atunci am stat tot, 6 zile cât am stat, s-au cheltuit. Vreau să spuneți că vi s probe pentru biopsie. Da. Nu s a arătat că aveți cancer? Nu. Orică nu a luat, orică nu și o făcut, e nu știu. După asta dumneavoastră ați plecat cu soțul psihotavi. Am mai stat acasă, după aceea, cu snifiul cu Cuțec. Și el a zis că, haide, măcar ai stat și nu-i faci mâncare, nu-i spala mașină, că nu faci. Și e în ochinie, să, să fiu eu în siguranță, că și tu în nu, Eu nu vreau să te lăs într-așa stare acasă. Și ne-am dus la Polonia. Dar nu v-a fost frică să vă porniți într-o țară străină, Au fost frică, bani, dar el o zis ca să ne descurcăm. Și trebuie dus să dus acolo? Noi ne-am dus mai tare ca să vedem mai tare și ei cu mine. Uh -huh. Dacă atât ei insistă de operație, înseamnă că noi trebuie să strângem banii ăștia care ne-au spus șase mii și -a va, că să facem operația asta. Aici noi... la Iedineță? Da. Noi trebuie să facem. Probabil mai mult v-ați dus ca să câștigați bani da. și dumneavoastră, ca mai da. repede să adunați da. suma necesară. Da, dar ei ne-au spus că iar două luni să nu ridic nimic. După asta ia două luni de zile, trei, jumătate de ani, mi-a spus mă pădzesc categoric un litru de apă, aps, nu, să mărg în șet. Că asta au zis că la tine toată boala asta să ia spontan la tine. Adică brusc, brusc să ia. Dar nu vă zis concret și? Nu. V-ați dus la Polonia, ce faceați acolo, cu ce vă ocupați? Soțul a găsit tot la stroică și ne-a spus că este un minezavod, nu faci nimic, nu rădiși nimic, stai numai pe așa și faci și clătite. Soțul lucra în construcție, dumneavoastră facea făcea Da. Și cât ați lucrat acolo? trei săptămâni. Și ce s-a întâmplat după trei săptămâni? Anticat, fără cunoștință, s a pornit iar scurile. Și m-au luat la ora 5 dimineața, m-au luat la Polonia, la spital. mi au făcut tata asta, în pe la ora 12, 1, 2. Soțul s-a eliberat, că el așteptau pe soț. Am cu mine era mai bine, mi au făcut totul, dar așteptau cât mai repede, o de urgență să vie soțul. Și i-am spus, las tot lucru, grește cu șeful, că de urgență trebuie să fie aici, șeful o zis, medicul. Și-a venit medicul și o zis, într soț, ne a dat du în palat. Unde ieșit, soțul m-a cuprins, a a era alb cavarul, într-o stare foarte gravă era. Tot tremura, nu știe și cu dânsul, o zis că de urgent eu sunt acasă. De urgent, până sară, eu acasă mi-a dat de la Polonia, mi-a dat medicamente, ne a dat injecții, mi-a dat. Și pe drum dam, erau de astea de la biajență, de nu știu cum se zice, de, refugiați. Refugiați, corturi. da, corturi cu refugiați și când au văzut la mine domneșoarea aceea, dar s-o oprit și medicia care voluntari de la Ucraina, noi pe Ucraina am mm venit. -hmm să o priau și o zis nu știu că cât, dar trebuie spitalizată. Și o zis că, 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 da, că măcar aproape din Moldova este cernăuți. Uh -huh. O zis că dușeți la spital, fata trebuie spitalizată. E... șoferii au vrut să vă ia în stare? Da. Au fost de acord Da, cu grăit de la spital. Pe mine de la spital m-au luat și au grăit medicul de la spital. Uh -huh. Și soțul a plătit atunci bani. Eu dat și mai mult, nu mă să, da, o zis că noi răscuiem, dar noi o luăm. Dar soțul atunci v-a spus și de ce nu. vă trimite acasă? Da. El o știu, dar nu ne-a spus nic, el nu știu starea stare Dar ce i-a spus lor, lui medicul atunci? Totul i-a spus. Ce i-a I-a spus analizurile, i-a spus că am cancer pe a treilea, pe a patrulea stadie. Așa de grav da. era la dumneavoastră da. deja? Da. Dumneavoastră, după patru ani, da. De, de, boală, ați aflat abia da. în Polonia. Da. Adică medicii din, da. de, din Moldova, de la ei, nu, nu, nu ea nu m-a trimis. Ea s-a trimis ea, măcar să mai înțeles, da, mai repede s a trimis. Măcar după a când m au sau după a treilea, să zic, fată dragă, nu vedem nimic, du-te mai departe și cum îi trimite pe alții, du-te la Chișinău, la Bălți, du-te și vezi și cu tine. Nu, nu ne place tu de atâtea ori, vei cu scurgeri la noi. Nu, nimeni nu m-a... V-a dus microbuzul până acasă? Da, până acasă. Dar de ce nu v-ați dus la spital? N-am avut bani. Soțul mi-a spus că trebuie să mai aștept încă vă câteva zile până a primi salariul. El v-a dat bani doar pentru da. transport, pentru drum? Și așa ei eu împrumutat de la unchiu, că noi am trăit cu un unchi de la soțul meu și am împrumutat și unchiul și ala tot așa umblat într-o parte, în alta, o pe el de mai de multe era în Polonia. Uh -huh. Și o zis că eu am ușa găsim și dacă e de urgență, noi o trimitem. Starea noastră s-a agravat, dar așteptați, da. a stat acasă șase zile ca să primească el salariu. Da. După asta ce ați făcut? Unii v-ați dus? La băț, la rezonanță magnetică. Și ce v-a arătat acolo rezonanța? Nu, ni, nu ne-a lămurit nimic, eu m-am dus într-o stare foarte grea, foarte, foarte grea, dar gata. Eu acasă am băut medicamente, am făcut injecții care ne-a dat doamna Alexandra Ciobanu ne-a dat, ei au fost permanent, au zis mm -hmm. că e aia. Astea. Și a rezistat. Eu am ajuns cu temperatura 39 la rezonanță magnetică la și cu infecții foarte mari, că ne-au spus că acolo vă câteva ceasuri ai și gata, n avei să nu, a, nu a venit mai repede și nici nu știm cum mai venit într așa stare picioarele tale, au zis. Noi idei -avem, nu avem noastră. Și mai mult nu țin minte. Eu vinit salvarea aș... și țin minte cum m-au urcat în salvare. M-au apucat doi, medici, când blau medici ca furnișile. Unul grămadit o brigadă, foarte mulți, acolo, grăieu, pe minim o dată într-o parte, nimic nu îmi explicau și asta. De la ce? Dar de la ierniță am primit infecții mari. S-a început a negri burta, tot, i dușie totul în sânge și acolo la Bălți mă stiam. Și la Bălți ați fost luată în secția reanimare. Da. Ce vi s-a făcut acolo? Nu știu, nu ți minte nimic. Că... Eu când m-am trezit după șase zile de comă, acolo aveam trup și aveam pe pânci, tot, 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 tot de este aveam. Ce v-a spus medicul? De acolo și ne-a spus, când i-a venit în șerie, a venit un psiholog și așa l-a auzit, psihologul nu trebuie, dar vorbim cu dânsa, să fim în prezența ei și mi-a spus totul. Că... Da, ai cancer cu uterin și E pe stânga și noi nu putem face nimic, trebuie să te păzești singuric. Operație nu, 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 este posibil? Nu. Doamna nu nici s-a sfătuit cu mulți medici, s-a sunat cu Chișinău, acolo de la un institut oncologic și a spus că dacă să aibă am un bani, o lecuțică, să vinem în șerii până să vei el la voi la Chișinău. Și 20 de mii nu am găsit. Cât a stat acolo la bălți? Jumătate de lună. Din ce bani? E, e, 14 zile a stat. Cine v-a plătit ca să stați acolo? Soțul. Soțul, o trimis da. banii acasă? Da. O Dop trimis medicul și-a luat toți banii, tot cecurile mi-a arătat că eu nu putem ieși, că aveam tot astea cu șlanguri, cu picurători eram, cu de astea eram, cu pernuță și... Doamna Tatiana, ce a fost în capul dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, când v-au spus medicii că deja nu cunoșteam cancerul încă, e... că Nu cunoșteam tot, a este ea tot detailat, până n-am ajuns în Chișinău. Până n-am văzut, până nu ne-a explicat la Chișinău și înseamnă tot asta. La Chișinău ați aflat da. tot? tot? Și v-a spus tot. că e de gradul 3-4? Da, da, da. Ce a fost în sufletul dumneavoastră? Care a... a, fost primul gând? Să ajungă înapoi acasă. Să-mi văd mama, că are nevoie mult de mine, ne poțăie să trăiesc, să-i văd. Atunci și mi-e mare frică, a fost foarte, foarte mare frică, s-a atunci când am ajuns la Chișinău, foarte mare. Și acum mâncâi mie mare, că mi-a dat șansa de a trăi, de a mă lecui. Și eu n-am un leu, ca să mă pornesc, care mi a spus după o lună jumate că eu dăm trebuie să eu la bălți Dăm trebuie să trec rezonanța magnetică să mai fac niște chimii. Că e o stopat-o, dar o stopat numai 60%. Metastaza o scos, infecția o scos, tot o scos. Dar e, e răutatea asta care ți-a foarte mult și e pătrunde de unde dorește ea. Și mai tem în alte organe să nu se duc. La Chișinău ați făcut proceduri de chimioterapie. Da. Cumva o stopat boala sau nu? 60%. 40%? Urma după. Da. Cum o primit o... organismul dumneavoastră procedura. Foarte greu. Foarte, foarte greu, dar am luptat. Am luptat cu susținerea la toți. Mă sunau și mă susțineau. Să mă lupt, și optimist, să mă gândesc că trebuie să vin acasă, să văd încă tot. Fără tine e foarte greu. Acolo, la Institutul de Oncologie, n-ați plătit nimic? Nu. Nimic n-am plătit. Nu m-am plătit branhioterapia, că era privat, că ți uh -huh. era stricat și eu dam, dam, trebuie să vin acasă, că eu și așa mult, știi, măsura am stat, am stat pește două luni am stat. Când ați venit acasă, ce v-au recomandat medicii? După o lună jumătate strec rezonanța magnetică și iara este trei chimii strec. Probabil v-au dat și medicamente da. sau regim să țineți, diete da. dietă da. și da. Nimic, respectați? nimic, 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 nu respect că nu am bani. Deci nu cumpăr și ei și ne dat foaie și ei care și trebuie și să cumpăr că cancerul ăsta cum astea. Mănânc așa cum am așa mâncat. Dar noastră vă dați seama că de dumneavoastră, de tratament, de regim, depinde da. viața dumneavoastră, da. doamna Tatiana. Știu de asta. Dar tot costă bani. Eu trebuie să cumpăr brânză, smântână, laptele, tot e scump. E 85 de lei kilogram de brânză și smântână. Dar A. eu trebuie să mănânc 3 ori pe zi asta. Acum cum nimic. vă simțeți, dumneavoastră? Foarte rău. Foarte rău că oasele simțesc duriere de tot. Nu, n-am întărit nimic. N-am primit nici o vitamină care ne-o dat. N-am primit nici un medicament care ne-o dat. Nu primesc mâncarea și ei care tot ne-o dat. Că eu trebuie să o mănânc. Și, și așa... toată problema e în bani. Da. Că nu aveți bani. Da. Luptați cu cancerul și nu aveți bani să vă Nimic, trătați. Absolut nimic cât e de greu să știți că aveți șansă la viață, dar nu aveți bani să mi vă Mi-au dat șansă și mi-au spus că tot depinde de tine și... Da, dumneavoastră nu ați procurat nimic, nici medicamente, nici vitamine, nici regimul nu îl țineți. Nimic. Trebuie calciurile, cât mai multe, ne-au scris acolo foarte mult, că ne s-au disformat șolanele, ne-au mâncat chimia, radio astea, câteodată ca când sunt paralizat, așa, de cioare de mâini, mai le sara, ultimele sări, strașnic, da, de tăiat. Și Mi soțul nu nici Nu. mai soțul? Ha. Și el lucrează la ocazie? Da. Când e chic, că nu. Și când nu mă vede dintr-așa stare, absolut iasă din ogradă. Că nu mă poate ajuta. Dar copii. copiii? Copiii într-o stare tot grea. Și fetița, fata dumneavoastră are un copil bolnav, da. da. Un băiat de 2 ani, Șeva și am ajuns. Azi băiețelul e, îmi plinește 6 șase luni. Să fii Eu, dar și ca bunică, nu pot să-mi permit nimic. Nici să mă duc la dâns, nici nu le a dat de pași nimic, nici de, de nimic, nimic. Eu nu am propriul meu ban. Dumneavoastră trebuie să vă duceți deja la Chișinău. Dar da. la Chișinău trebuie să mergeți cu rezonanța magnetică care urmează să o faceți la Bălți. Da. De ce nu vă duceți? Nu, n-am resurse, nu am bani, nu nimic nici n-a urmat toate este. Eu o să vadă că la mine că nu e. Dumneavoastră, de câți bani aveți nevoie ca să vă dușiți? Rezonanța magnetică costă 3750, dar în jumate dacă am boliță, dacă ne se aprobează acolo un calculator, au zis că dacă ne se aprobează, apoi în jumate trebuie să plătesc. O miș ceva? Da, da, da. Da, bani de drum aveți dumneavoastră? Nici nimic, nici un leu, soțul împrumutat, ieri îți plătim lumina. Dumneavoastră nu aveți nici bani de drum la, la bălți. Cât Absolut. costă drumul? 50 de lei. De la Dondușeni la bălți și nu aveți? Nu, no, nu, no, de la Dondușeni până la Droachea e 50, 100 de lei. 100 de lei. Și nu aveți 100 de lei? Eu nu primesc nimic, dar cu soțul un concubinaș. Doamna Tatiana, deși vă teme cel mai mult dumneavoastră acum? Zilele mărg, mărg merg, mi fric să nu mă trezesc dimineața. Când îmi apia frigurile, că mai ales mama ne-a spus că omul când în gheață doarme și moare. A la mine sunt prist astea. Sara mă șepă, e fric și mă gândesc gata. Ne-am pus deja și o lumnare pe noptier, că zic, îmi pare că e până aici. Totul depinde de dumneavoastră trebuie să luptați. Da. Dar ce vă doriți cel mai tare? Îmi doresc să, să fiu bunică la nepoței, să o pot ajuta pe mama, că e foarte slăboță. Asta, să mă bucur de viața care noi a rămas cu soțul meu, să ne bucurăm de viața asta când am copii să, și să ajut și copiii. Asta, dar dacă nu... Doamna Tatiana, persoanele care ne privesc acum și cumva vor fi atinse de povestea dumneavoastră, de durerea dumneavoastră prin care treceți și vor vrea să vă ajute. La ce număr de telefon vă pot găsi? la numărul 0677 36 983. Cei care ne sună de pistihotare pot lua prefixul plus 373. Dacă îmi permiteți încă o dată o să rostesc numărul de telefon 067 736 983. Da. Sau pe pagina de Facebook. Aveți Facebook? Da. Cum da. sunteți scrisă, Tatiana? Beloconnaia Tatiana. Beloconnaia Tatiana. Pe limba chirilică. Eu vă doresc multă sănătate, multă putere și sper că cei care ne privesc acum să vă întind o mână de ajutor, să mergeți la, să vă faceți rezonanță magnetică, să mergeți la Chișinău ca să vă faceți acele proceduri de chimioterapie. Putere și multă sănătate, dumneavoastră. Mulțumim foarte frumos. Doamna Leonora, dumneavoastră, sunteți mama Tatianei. Vreau să vă întreb dumneavoastră cum ați aflat că fata are cancer. Am aflat prin vorbile la nepoată. nepoată ne Eu am știut de la dânsă, dar totuși n-am fost concret n-am fost toate este. Nu erați convins, credeți da, că e o glumă. O glumă care eu am gândit, totuși mă gândim că cu mine viața a fost mai dură și eu speram la ceva bun, eu n-am sperat. Mă gândim că din partea loviturii ăștia, poate și o lovitură blândă cu mine. Și când fata a fost cu dânsă la cineau, m sunat și mi-a spus, fii tare, dar s-o mai o dată roata cu tete este și, și la mama, într-adevăr, e cancer. Pentru mine a fost o lovitură grea, care este și în ziua de astăzi. Neastră, mai aveți copii? Am încă doi copii. Băiezi? Doi Băieți? am. Tatiana este unica fiică dumneavoastră. Da, da. Dumneavoastră, ca mamă, cum încercați să o susțineți? O susținem Că eu toată viața fiind am fost bolnavă și pe mine toată lumea mă încurajau, erau femei mai bătrâni și totdeauna mă încurajau, îmi spuneau că de dragul copiilor trebuie să mergi înainte, trebuie să treci piscități, să fii puternică. Eu am mers 3 ani de zile în Costele, am fost calică și avem copiii mici și atunci eu dam o, îmi dam voie la inimă, îmi dăm voie la tot dar m-a încurajat lumea așa acum mă stăru și eu pe dânsa cu, cu o este cuvinte, mă cred că scot durere mare în suflet, dar pe dânsa o încurajez, mă gândesc că totuși poate cum va fi viața mai blândă Dumnezeu, poate ne-a da o lovitură mai blândă, mai bună. Cu și ochi o priviți? Cu durere în suflet. Dumneavoastră locuiți aici în sat? Nu, în alt sat eu locuiesc. De ați venit la dânsa? Nu pot ca să vin la dânsa să o vizitesc. Pentru mine o durere enormă și apucat și eu la pada. Au nevoie nepoță de mine încă de susținerea mea, de ajutorul meu încă. Neastră sunteți la pensie? Îți e valide grupa a doua. Și dumneavoastră să financiar, nu aveți posibilitate. Chiar să rămână nici de drum, nu are acum să la bălți. Am îngropat cu doi ani, doi morți odată, odată din casă, pe doi morți. Acum am a lovit iar de nou trecut, nu trecut morți și m lovit iar de nou viața dură așa cu mine. I-am înmormântat lui fratele care l-am mormântat cu doi ani în urmă, l-am mormântat pe fiorul lui. Ea. Acum aș, am intrat și îndătorit și... E imposibil, nu avem nimic ca să o pot ajuta și pentru mine e o durere mare când văd că stupește în fața, în ochii, în dar nu pot ajuta cu nimic. Cred că contează foarte mult prezența dumneavoastră, să veniți mai des la ea. E drept că aia asta, dar pentru tare mă tem că să nu cad și eu și n să aibă nici atâta Eu nu vreau ca ea să mă vadă cu lăcrimi pe ot. eu nu vreau să mă se față dă... de dânsă că sufără eu așa de tare. E și așa, e cu durere și cu oaia asta. Dar că... să împrumutați de la cineva ca să dă e sau nu aveți de aici din sat la cine Nu avem de unde, că eu și așa am intrat în datorii mari și sunt numai din pensie că am mormântat o mormântare. Nu e așa ușor una singură să, să facă mormântare. Doamna Eleonora, acum aveți ocazia să veniți cu mesaj pentru cei care ne privesc, Poate să-i o mână de ajutor, fiice dumneavoastră Dacă Tatiana. Poate sunt oameni cu inima blândă, cu inima mare și îi pot întinde o mână de ajutor. lasă să o facă ca să poată să bucure și e de viață, că e tânără și are copii și are nepoți. 44 eu, de ani în floarea vârstică. i floarea și eu, tinele, e mă înmormântat. Stai, nu mă tem să nu asta iar din nou pentru mine. Eu sunt sigur că cei care ne privesc o să vină cu ajutor în... pentru fica dumneavoastră, Tatiana. Vă doresc dumneavoastră multă putere să fiți alături de, de Tatiana. Care are nevoie de dumneavoastră? Vă mulțumim frumos. Te Vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc celor care ne privesc, chiar dacă doriți să întindeți o mână de ajutor Tatianei, o găsiți în satul Plop, 1, Dondușeni, sau la numărul de telefon sau pe pagina de Facebook. Voi aveți grijă de voi și de cei dragi.